Dar pe on aici. Aoleu, ce frig e. Aoleu, ce frig e, bă, băiatul. Ah, e frigulețul. A venit toamna. Bine. Bine, nu e bine că a venit toamna, dar bine ai accelerat din nou pe canalul meu și bine ai venit la un nou videoclip. Eu sunt Motorider, iar astăzi mergem la dințărău. De ce? Ca să ne dințărească, adică la dentist. Vorba aia știți cu... Stai așa. Da, dă-i în gură. Așa, așa. Ala-i, cursă. Cursă în sensul girator. Ia uite-i. Ia ce-i dă cu asta? Mamă, mi-e frică pe aici. Toarcem. Baaaaaam! Știți vorba aceea? Calul de dar nu se caută la dinți. Ei bine, eu astăzi nu sunt acel cal de dar care se caută la dinți, dar mă duc să mă caut la dinți. Pentru că nu sunt de dar, de-aia zic. Așa că astăzi ne facem prezența într-un cabinet de dințărău ca să ne dințărească dinții. Asta nu cazul în care mi-au ieșit dinți la dinți, că nu s-a întâmplat asta, dar mergem la un control de rutină la dințărău ca să mai luăm și noi un COVID, 2, 3, sau să dăm, poate dăm. Viața e grea, o mătu mare, frigul a venit. Mai puțină filmare. E portocaliu. Nu știu cum e în alte părți ale țării, dar în București a venit friguleanu, frigulețul. Timp în care din nou vă spun că eu mă duc să mă dințăresc la dințărău, ca să mă dințărească acolo. Vă spun eu, dacă vreți, de un dințărău bun în București să mă întrebați că vă dau eu dințărăi. Băi, știi cum, mamă, știi cum scoate ăsta la dinți? Aleu, cea mai mare plăcere să scoate dinți. Bine, acum dacă vreți voi să vi scoate singuri, n-am nimic împotrivă, dar... Exact, era să-mi scot dinții înainte să ajung la dințărău. Bine, nu mă duc să-mi scot dinții acum. Sper. A venit frigul, exact ceea ce așteptam eu pentru perioada asta sezonului, perioada asta mai friguroasă, ca să pot să-mi iau și o calume echipamentul pe mine fără să mor de cald. Orice tip de echipament, și de vară și de iarnă și de orice. Deci îmi place așa mai pe răcoare mie, nu la răcoare, mai pe răcoare, pentru că mulți motocicliști și motovloggeri la care vă uitați, o să vedeți că au dilema asta, că băi frate, cu ce să ne îmbrăcăm vara, pentru că vara mor de cald în orice, indiferent ce protecție ai avea și de vară și de orice vrei tu, o să mor de cald. Așa, tati, în ultima secundă. Ridici și mâna la mine. Stai acolo. Bă, dar grăbiți sunteți vă, băi, dimineața asta, băi, băiatule, băi! În fine, ambulanța fuge, nimeni nu ajunge, are cauciucuri bune, de la băieții din comune. Așa că, dragilor, o să vă pregătesc ceva special, cu, nu pot să zic un invitat special, ci cu un motovlogger special, cu care vreau să colaborez în următoarele vloguri. Am un proiect destul de mare și destul de îndrăzneț cu unul dintre motovloggerii românești. Nu o să vă dau nume, e surpriză. Vă las pe voi să ghiciți în comentarii, scrieți în comentarii cu cine credeți că voi face parteneriat în această iarnă, pentru că motocicliștii stau în casă iarna. Nu și iarna asta, asta e ce-i drept, că de fapt iarna în România nu mai există. Nenea cu florile. Cioporel, cioporuț. Eu mă duc să-mi scot dințuți. Vrum. Bă, ce m-a speriat ăla.
E cel mai frumos când e vremea asta așa, mi se înfundă nasul, nu plouă, nu ninge, COVID-ul ți-l atinge, pe babă o împinge, dă cu capul tare, nimic nu mă doare. Tidit! Al stopic, angajă, dă-i tati. Mersi pentru spațiul făgăduit în făgăduință pentru a mă făgădui singur aici, mulțumesc. Oh, poliție! Poliția, salută-mă! Da, nu mai pot să țin. Mi-a trecut și mie vremea aia, nu mai e gata. Așa că poliția română din București, de pe motocicletă, dacă te uiți la acest vlog și vezi vlogul, salută-mă și tu, nu mai fi jegos. Că așa fac motocicliștii între ei, se salută. Da? Înveți tu de la mine dacă nu știai până acum. Sper ca motocicliștii, polițiști în București să nu fie aroganți din aia, da? Și să ne facă de râs preasla. Da? Eu tot sper că sunteți și voi oameni, corect? Atunci întindeți frumușel o mână așa și ne salutați și pe noi. Cum să salută corespunzător toți motocicliștii între ei? Și nu faceți parte din categoria aia cocalarilor, da? Care merg în tricou și pleacă ca ăsta pe roșu. Căci am mai văzut specimene pe motocicletele din București în pantalon de motocicletă și în tricouri. Eu nu vă spun nimica, doar aveți grijă la asfalt. Vidanja! A, nu e vidanja. Asta e cimitire evreiesc. Vă dați seama după triunghiurile alea de acolo. Da? O să vă mai spun pe viitor despre cimitire și chestii. Super interesante, nu? Vai, ce crin sunt acum, mă duc la dentist și vorbesc de cimitire. Doamne, ce tâmpit sunt. Nu faceți glume proaste din astea, când mergeți la doctor, nu vorbiți de cimitire și morți. E foarte cringe. Salut! Salută-l pe motorider, nu-l saluți, ești ca poliția. Și tu la fel, ca poliția. Băi, fraților, a ajuns o înjurătură în țara asta să spună cineva că ești polițist. Priviți numai ce se întâmplă în societate. Câtă ură pe poliție, inclusiv în melodii, se dorește răul. Și stau și mă întreb, bă, frate, dar de ce? Că până la urmă ei sunt puși în slujba noastră, adică să ne ajute să scăpăm de infractori, să respectăm regulile de circulație și nu numai, și regulile în general. Și mă întreb, bă, de ce e atâta ură pe capul lor, în condițiile în care ei sunt puși să ne ajute, să facem orice, oricum, să ne ajute. Punct. Și acum stau și mă duc eu așa înapoi și îmi dau seama că într-un stat, dacă președintele nu este respectat prin funcția lui, automat s-a dus totul. De ce? Pentru că în momentul în care cineva nu respectă funcția președintelui ales, automat toți încearcă să-i bage bețe în roate, el lor, și să creează un conflict din asta. Totul pleacă de la respect. A fost ales, a câștigat, respectă-l și respectă-i funcția. Și nu mă refer numai la președinte, mă refer și la toate celelalte funcții. Respectă-i, frate, funcția. E, de aici se trage și corupția. Nu-i respecti funcția, încerc să-l dai cu capul de pere, să-i faci orice ca să-l scoți din funcție, ăla ajunge la corupție și începe să facă acte de corupție. Dacă s-ar respecta funcțiile oamenilor, am fi altundeva astăzi. Acum că românul fură și asta e altă chestie, înseamnă că omul care are funcția aia nu își respectă subordonații sau nu își respectă oamenii pe care îi reprezintă. Totul pleacă de la respect. Eu așa zic. În momentul în care un om care are o funcție respectată și el își respectă funcția, că asta trebuie să faci, să-ți respecti funcția. Hai că am ajuns de la respect la disrespect la orice. Atunci totul este ca la carte, nu? Care rup mă în două muzica în față. A, tu o rupei? Am un buzunar plin de sticăre. Dacă mă vedeți în București sau pe oriunde, strigați după mine că vă dau unul. Hai boss. Ne-am blocat. Așa, bravo. Lamborghini, auto-l. Aleleu. Bravo. Am găsit loc de parcare, bravo. Ești un bunule, BMW-ule, chiparosule. Ce frumoase-s casele astea, doamne. Ah, eu nu v-am spus. Eu acum
am buza amorțită. Și abia nici nu simt. Râd așa cu jumătate de gură, că pe aia e fleașcă. Vorba aia, am buza umflată. Stau cu buza umflată acum, merg cu buza umflată. Am pus botul. Mamă, m-am ucit, bă, ești prost în papuci. Ambulanța trecătoare cu COVID-ul trece tare. Bă, ce nasol e să nu simți gingia. E nasol să râgi și să împice jumătate de față. E nasol să te muști și să nu simți. E nasol să fii nesimțit. Mi-a dat-o la gingie. Ia stai așa că vreau să merg în cimitirul evresc. Cimitirul evresc. Asta e închisă. Asta. Și asta. Asta nu cred că mai e deschisă de... Interesant, încât am înțeles, au steaua asta la fiecare cruce. Acum poate e închis. Așa cred că e, nu? Dacă apăs pe clanță și ping și nu se deschide. Aici cred că era o sunerie, să sunăm morți. N-a mers, n-a vrut. De data asta n-am avut noroc. N-a vrut, vrut. Au. Aia e o monobicitricletă patruped, duped. Am și uitat. Monotrici dubletă pe două roți. Așa se numesc asta. Iar am ratat, mă, start cu monotrici dubleta mea. Aia deja dădeau acolo glăxoane. Vete, bă, da, pleacă. Pleacă, bă, țărane. Salut. Salut. Băi, băi, azi nu... Niciunul, băi, frate, nu salută. Hai, alergă, alergă, alergă. Alai, alai. Ușor, 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 suntem piedici. Așa, bravo. Ia uite acolo, inginerie inginerească într-un inginer. Într-un... Așa le izolam, mă, ca să nu plouă pe ele. A pus o sticlă de cola, tăiată.